Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft alături de Vlad în seria noastră de survival pe lumea asta noastră nebună. În episodul trecut, de fapt, da, în episodul trecut v-am spus să ne lăsați în comentarii sugestii pentru un nume bun de serie. Și am văzut extrem de multe comentarii lăsate de voi cu nume aleatorii. Este câinele meu, lasă-l, te rog frumos. Bă, nu fi! Nu fi, bă! Stai mă aici liniștit. Așa. Și numele de serie pe care l-am ales din comentariile lăsate de voi cu cele mai multe like-uri, comentariul, practic comentariul avea cele mai multe like-uri, numele pe care l-am ales eu personal este Minecraft ca Grăsani. Tu ce părere ai? Perfect! Minecraft ca Grăsani. Wow. De fapt, și eu nu mai știu numele, am loc de burcă, burcă în casă. Nu, că și eu m-am îngreșat acum, azi puțin. Da, am văzut. Lumea așa îmi zice că m-am îngreșat, toată lumea, toți abonații mei așa îmi zic că m-am îngreșat, Vlad. Eu m-am slăbit. Tu ai slăbit? Da. Lol. Eu că mă îngreș să slăbesc. Ok, stai să te dau un pic mai așa să te... Bun. Ce vrem să facem în episodul ăsta? Adică, în primul și în primul rând, dacă nu vi se pare familiar locul ăsta, e bine, înseamnă că n-ați văzut și episodul lui Vlad, deci v-am zis cum facem, postăm un episod la mine, un episod la Vlad. Și practic ăsta este episodul cu numărul 3. Episodul cu numărul 2 e postat la Vlad pe canal, aveți linkul în descriere și mergeți și urmăriți-l dacă vreți să vedeți cum am ajuns până aici. Dar o avertizez, este un episod penibil, în care webcam-ul meu s-a oprit, găul de la donații era pornit. Deci Vlad este un youtuber groaznic, dar mai are de învățat. Am făcut live-uri 3 luni în continuu, chiar credeai că o să uit de gol? Păi ai uitat de el, asta ai și făcut. Adică, da, chiar că ai că o să-mi aduc aminte de gol, că l-aveam acolo. Nu e nimic, că găsim noi o soluție. Ok, mă, parcă și culo a făcut așa odată, parcă. Da, din nașpa. Dai tare, vede lumea. Crede-mă pe mine că nu e ok. Bun, ok, rezolvăm noi după, nu-i problema în particular. Deocamdată am găsit locația asta și hai să vă explic de ce am vrea noi să ne mutăm aici. E bine, avem două biomuri sau câte erau? Da, două, unul. Uitați, avem aici biomul de, biomul ăsta cu copacii ăștia nebuni și încolo dacă mergem ușor așa. Bine, chiar dacă aici avem un pic de plajă, dacă vrem să facem plajă. Uite încă un câine dacă vrei să ții și tu. Da, la mare. Poți să mergi pe Minecraft, poți să mergi la mare. Și încolo este locul ăla cu multă gheață în care am fost în primul episod și în al doilea un pic, dacă n-a, dar dacă îl vedeți voi. Și încoace este celălalt biome, adică biome-ul pe care l-am mai găsit acum. Și am preferat să ne stabilim într-un loc în care să avem două biome-uri la apropiere, pentru că e destul de nașpa, te pitisești de un singur biome la un moment dat. Și ca să avem o serie cât mai frumoasă și mai lungă, ne-am decis să facem așa. Ia zi ceva să văd cum se văd, să nu mai te blochezi ca data trecută. Mai e delay? Puțin. Da, e ok. Am microfon la 13, rei ce vrei. Nu e nimic, oricum zilele astea o să-și ia și Vlad microfonul la Behringer. Dar nu cred că e de la microfon, cred că sper de la Skype, aiura. Că și la mine, dacă e observat la mine la episod, la finalul episodului ce crezi? După... Fix la final te-ai deblocat, ți s-a deblocat webul. Da, și mergeam în lag, nu? Nu, deloc. Ah, mă rog. Cine știe? O fi de la web, cred, de la web-ul tău, cred că ai web-ul slab. Eu am C920. Păi da, n-ai tu delay, dar mă refer pe Skype. Cine știe, mă, n-ai de unde să știi acum. Mă rog, o să deslușim noi după acum, n-avem timp. Ok, eu zic că acum să ne adunăm foarte mult lemn. Foarte mult lemn și să începem să ne stabilim aici cum ar veni. Pentru că noi practic aici vrem să și stăm, știi? Deja ai început? Ia stai că eu mă apuc, uite aici am făcut un de-asta și o să fac niște, o să fac două chesturi. Un dublu chest. Deja. Am făcut un dublu chest. Lași aici în dublu chestul ăsta tot ce nu-i nevoie. Ok, hai că am făcut-o pe treabă. Șpong, șpong. Nu uitați, dacă mai vreți episodul în continuare, să apăsați butonul de like, să strângem noi cât mai multe like-uri, pentru că ajută foarte, foarte mult și practic noi așa vedem susținere și vrem să continuăm să postăm zilnic această serie, nu? Ok, bun. O să mă apuc să prăjesc eu pe aici nebuniile astea, niște fier. Eu am armură full iron, am unelte foarte bune. O să trească să găsim și un... Vă place texture pack-ul ăsta? Sau ia spuneți-mi dacă vă place texture pack-ul ăsta. Bă, mie personal mi se pare destul de șmecher. Da, chiar, ia să bag pe ăla. Da, nu vreau să le arăt la oameni, dacă poate le place tritonul, știi? E destul de șmecher texture pack-ul ăsta, e foarte șmecher, de fapt. Doar că schimbă destul de mult Minecraft-ul. Acum nu știu ce părere aveți voi despre el. Știți,
Sau de cantare. Oamenilor mei nu prea le place mai ăsta texture pack. Le place Minecraft-ul mai default. Ok, deci vă cam las așa un pic, vă uitați, îmi spuneți în comentarii, vă rog, dacă vă place sau dacă nu. Îmi spuneți și-l schimb. Dacă e ceva mai caut sau dați-mi idei de texture pack-uri dacă să zicem că nu vă place ăla, pentru că n-o să mă pot juca doar cu default-ul, că mă plictisesc de la un moment dat. Ok. Tocmai ce faci? Aduni lemn? Da. Ok, eu o să mă apuc să expandez pe aici locul ăsta, cum ar veni, o să vezi tu. Ok. Ca să avem loc de casă. Ai iron? Da, de ce? Ai trei bucăți? Da. Am și de fapt, Bam, bam, am mai multe bucăți, dar e ok. Bun, hop, hop. Hop, hop, ok, bun. O să mă apuc să sparg, uite, pe aici, așa. Ca să avem cât mai mult spațiu pentru construcția casei. Nu o să facem o casă foarte lungă sau gen stilul ăla de casă uriașă. Mai mult o să facem o casă înaltă, pentru că e mai ok și mai ușor de făcut o casă înaltă. Pentru că, na, nu avem nevoie de foarte mult spațiu când e de făcut doar o casă înaltă. Avem nevoie de puțin spațiu, deci e ok. Pentru că oricum nu avem foarte mult spațiu în locația asta pe care am ales-o. Dar după părerea mea e o locație foarte bună, că avem totul la îndemână. Bine, Vlad a găsit-o încă, a găsit-o în episodul lui și ok, zic eu. Oh. Stai, îți dau mai ce Minecraft-ul ăsta, că e cantare. Ce zici? Oricum eu fac tot. Da, plusică, tot faci. Ia uite. Boss, știi câte staturi am făcut deja? Da? I-am făcut aici spațiu, ia stai să trag câinele după mine un pic. Rex, vine după mine, mâncați-și. Ia vină. Am făcut deja 9 stacuri de lemn. Așa, stai aici, bun. 9 stacuri de lemn? Da. Stai să-l hrănești și pe Alex cu o bucată. Deci nu mi-a dat inimioare, dă-mi inimioare, câine. Câine, dă-mi inimioare. Da. Nu mi-a dat. Deci n-ai mai aruncat topurul ăsta în apă, că l-am luat eu. Din greșeală. Nu e ceciată, că mi s-a buguit Minecraft-ul. De ce? Îmi tot scade viața până la jumătate și mi-aruc înapoi, nu viața, doamne, ăla, foamea. Păi, după ce mănânci, da, ți-urcă înapoi. Nu, nu, nu după ce mănânci. În modul normal, știi? Fără să mănânci? Da. I don't know, bro. E ciudat. Da, văd că tu culegi pe acolo lemne. Hai că mai fac un dăsta, un chest special în care vreau să pui toate lemnele, știi, ca să le avem la îndemână. Bine. Să le deosebim mai ușor, că e destul de complicat altul fel. Să vedem cât dăsta avem, avem 16. Da, perfect. Deci cu 4 lemne facem un double chest. Și facem așa. Ia uite câte lemne am dus plusică. Ia că le mut eu deocamdată pe astea pe care deja le avem. Ne mișcăm destul de bine și noi. Da, și destul de repede. A, mă, că e bine. Nu vezi? Deja cu stabilire de casă, cu astea. Păi da, asta zic. Suntem. N-avem un moment dat ce să nu facem, știi? N-ai cum. Tot timpul o să ai multe chestii de făcut în Minecraft. Da, probabil că da. Bun, deci am făcut chestia asta. Tot felul de construcții și nebunii, știi, adică găsești mereu. Începe să se întunece. O să trească să-mi iau și un shader, că n-am shader, frate. Vreau și un shader. Yes. Da, o să văd eu. Că nu l-am acum în calculator, știi, și l-aș vrea pentru episoade, că poate le place mai mult cu shader, nu știu acum. Unele shader chiar arată foarte, foarte șmeche, chiar, știi. Păi se usul ăla e GTA 5 la grafică. Mai ceva e GTA 5. Da, știu, destul de șmeche se usul. Îl știu și eu. Începe să se întunece, ai grijă. Da, știu, dar noi n-am... Uite, mă, mi se face viața singură înapoi. N-am habar, bro. Mi-am amintit acum când ziceai tu că... Cum apăs eu pe tastatură, că zici că bag cheile înăuntru. Da, recunosc că apăs destul de tare pe tastatură. Oare câinii se fac vârcolaj noaptea? Ia. Sau sunt cu minți? Te faci lup sau ești cu minte? Ești cu minte. Hai că-ți dau două oase. Vrei să-ți dau două oase? Uite, ia și tu două oase. Pac, pac. Le-ai evaporat ce-ai făcut cu ele. Mă duc să mai omor niște porci pe aici. Ar trebui să căutăm și un sat mai încolo. Ar trebui să facem multe chestii. Mai sunt multe chestii de făcut, bro. Bun, hai că am luat porci ăștia. You know, da, dar încă n-am făcut rost de... Nu l-am, deci asta e cam, cred că e ultimul episod de pe canalul meu în care Vlad o să se audă nașpa, pentru că după o să, practic, o să aibă microfonul, știți ce. Păi depinde cum zici tu. Păi, în ziua pe 17, practic. Ah. Și luăm următoarea zi pe 18. Uh-huh. Știi? Ăsta sau încă un episod o să mai fie 5, știi, acum, nu știu. Încă unul. Se poate, nu știu.
Ia să vedem, stai că am văzut niște torțe pe aici sau e lavă? E un ăsta de lavă, e foarte ciudat. Nu știu de ce, niciodată n-am înțeles pulurile astea de lavă. Nu știu, habar n-am. Nici eu. Dar omor porcii cu toporul eu. Te auzi mai prost pe ăsta decât pe... Mult mai prost. Pe Skype? Da, te auzi mult mai prost pe Skype. Păi dai seama. Nu vrei mai bine să vorbim pe Discord? Acum ai prea trebuie. Ba pot, îți dau un mut, simplu. Și îți dai tu mut la Skype, ia dă-ți. Că sigur o să le placă, e foarte, e un pic stresant, chiar s-au de foarte nașpa. Ți-ai dat? Ia zi ceva. Știi, o să fie... Asta... Delay-ul ăla. Da, de mai ok delay-ul decât... Eu zic că acum trebuie să-ți dai mai tare microfonul. Da? Da, mult mai tare. Mă rog, nu mult mai tare, mai tare. Poți să mă dai tu direct. Nu, te-am dat la maxim, nu mai am cum. Trebuie să te dai mult mai tare, chiar te auzi foarte încet. Hai că am găsit niște endermeni, hai să-i batem. Îi bat eu, tu dă-te mai tare. Mai tare, bro. Am bătut un enderman. Ce? Mai tare. Bate, bă, dar te uiți foarte încet, credem. Dă-te cum erai tu la început. Păi, cred că sunt, asta ideea. Un pic, te auzi din ce în ce mai ok, dă-te mai tare dacă mai poți. Pentru că țip de amau din ce în ce mai ok. Păi și de ce n-ai bate, auzi așa încetoare? Am găsit un Ender Pearl și un Grass Block de la un Enderman. Hai că m-am descurcat un pic. Da, e mai ok. Doamne așa. Ia. Micasa sucasa. Da, da, mamă, vreau și de la... Roguai, oi, de-alea retardate, vreau și să-mi fac de ăsta, pat. Facem, așteaptă să găsim. Bong, bong, da, mă? Vezi că am găsit și un Ender Pearl, suntem barosani. Mamă, deja. Eu o să mă duc după astea, după oi. Ia că vreau să țin aici minte coordonatele cum ar veni ea. Deci, minus 32, 63, minus 628. Ține-și tu minte dacă poți. De aceea nu rescriu în chat cum fac toți. Ai și tu dreptatea ta. Ia. Deci, minus 30, 63, minus 30, 63, minus 630, pui mei, nu mai știu cât era, 620, ok. Bun, da, gata, le-am scris, le avem în chat. Bun, o să mă duc după oi acum. Cu toate că, okay. Cred că în alea, în biome-ul ăsta din stânga care e cu frig și astea nu găsim oi, dar... Hai că am și fier la mine, pot să-mi fac și o foarfecă din aia ca să fac rost cât mai repede de 6 ul. Sunt super... Pleacă-mă de aici. Sunt super ready. Înțelegi? Nu e adevărat, eu n-am. Dădeam pe Ianjen, se auzea cum îl loveam și după aia îl vedeam că e... Uite, un creeper! Creeper night! A explodat. Păi da, a explodat, a explodat creperul. Stai că îl rezolv eu aici. Am încercat, dar dacă a explodat, eu nu era lângă el când a explodat. Mă îndepărtasem, dar ce să-i faci acum, e creper el? A explodat creperul. Creperul. Skeletonul cred că e cel mai nervant din joc. Creeper-ul e mai nervant. Skeletonul bați, da. Da, știu, ți-am zis că pică și Iron și... Și sabie de Iron, dar nu mai știu dacă pică full sabie de Iron sau rănită. Bătută deja. Nu știu exact asta. Sabie rănită. O să trească să găsim noi diamante, boss, că... Nu prea avem diamante, înțelegi? Păi, prea am început posteria. Eu mă bag cu toate ligioanele astea pe aici, pe afară. Hop, ia uite cum le-am dat. Ce level ai? 16, tu? 15. Eu de la mobi, tu de la minaci spart. Da. Toate că de la spart nu cred că faci, dar de la minat. Cum să nu faci, nu de la spart. Na, n-are să nu. De la minat, de la minat gen, da. Da, da, da. Am găsit niște sugarcane. O să le iau. A, ce-i cu zombiul ăsta mic? Ăștia mici sunt mai stresanți. Băi, puță.
Nu poți să-i nimerești, asta e problema cu ei. Mă atacă în apă, mă atacă și în apă. Ce am la ochiul ăsta, că nu mă lacrimează. Ia. Am ajuns într-un loc, dar nu găsesc coi oricum. Not yet, cel puțin. Am găsit porci. Ce nervant a fost ăla mic. Tot lacrimează ochiul ăsta. Ce-i cu zombie de la mic? Da, mamă, ce m-ai nervat. Sunt plin de nervi. Rafaele. Rafaele. Yes, say. Da, am găsit niște shuriken, eu că le iau acum. Bagă, bagă. Hop, 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 le-am luat pe toate. Aia eu, aia sunt doi zombie villager, înseamnă că e un oraș pe aproape. Da. Da, dacă găsești zombie villager, înseamnă că e un oraș pe aproape. E bine. Am treabă, ce? Nu, dar filmez. Cum o să vii doar să te uiți la mine, în pula mea? Maică ta? Nu, tata. Toa. Adică? A venit să uita la mine și că ce? Nimic, nimic. Tu. Păi, și-a dat seama că filmez o poze și retardat. Cine știe? Hello. Și de ăștia autiți câteodată? Cu aia am zis și eu asta pentru video să fie amuzant, dar tu ce să știi? Tu ești youtuber de 2000 de abonați, tu nu știi nimica. Nu pot să contează. Ești youtuber de 2000 de abonați. Contează când gândești. Da, mă, prostule, dar eu făceam la mișto, da? Mamă, cât zombi păi s-a aici. Păi tot chestie mișto cu o chestie logică, gen. Adică era cam logica a plecat când a văzut că filmezi și că ai zis că nimic, adică o să zică după. Da, mă, știu ce zici. O logică. Dar numai ție ți-a trecut asta până cap, tu ești... Ba nu, cred de unde știi că nu sunt și alții. Probabil ori fi trecut și altora, nu se poate să gândim toți la fel, Vlad. Băi, da. Dar tu înțelegi că nu toți oamenii gândesc la fel ca tine, nu știu de ce ai chestia asta în cap. Dar nu neapărat logic, ca tine, că tu gândești ciudat. Ba nu. La tine logic înseamnă că... N-ai că nu mai zici nimic. Nu, 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 nu zic nimic. Nu. Salvare și Vlad Plus, hai. Nu. Nu. Zi băga mea, zi că ți închid canalul, băga mea și închide, hai. Să te văd. Nu mă zi. Nu. E bine. Ia, ia te voi crește prin București să te văd. Ia să văd cum scoți tu banii aia după cardul meu. O să scurg alea și nu o să mai iei. Ba, tot o să-i primesc deocamdată, crede-mă. Ba nu, păi dacă le șterg acum? Tot îi primesc, pentru că sunt setat să-i primesc. Ba bine, șterge-i. Vii peste mine să-mi fur microfonul. Am găsit lupi, mă, dar nu găsesc oi, efectiv. Nici oi nu găsesc, efectiv nicăieri m-am plimbat, am găsit lupe, am găsit sugarcane, caracatițe. Caracatițe. Da, am găsit caracatițe. Dar dar oi, bă, oi nu găsesc și eu. Asta e marea problemă în Minecraft, oile. Minecraft, dar de cât timp filmăm? O, cred că 17 minute sau 18, ceva genul. Ok, ok. Da, nu, că sunt chitit pe oile astea, trebuie să le găsesc neapărat. Oricum am dus, uite-le, m-am găsit oi în sfârșit, băgați ai oia. Ia și pentru mine. Ce? Poți să faci Iron Nugget? Nu știam, asta e nou. Poți să faci KFC în Minecraft? Nu. KFC de, de fier. Păi nugget, adică nugget. Păi da. Uite că dacă mai găsesc una de, una de white gri, putem să facem și pat gri dacă e. Eu am ajuns pe niște munți unde sunt foarte multe animale. Să vezi cât o să-mi ia până ajung acasă, mâncați. Nu, cred că am făcut 10 stack-uri deja, peste 10 oricum. Bine, ia stai să... Opa, așa. Opa, așa. O să trebuiască să dăm și noi keep inventory true ăla, știi, ca să nu ne... Să nu dăm... Noi de obicei asta facem. Când ne jucăm, dăm keep inventory true pentru că nu vrem să dăm rage-uri prea mari. Și credeți-mă că nu vreți să dăm rage-uri aiurea. Pă, pierdut de diamante în lavă, pentru că eu de obicei când îmi pierd diamantele în lavă, eu închid seria direct și nu cred, nu credeți-mă că nu vreți să fac așa urât. Eu așa fac, da. Am pățit o dată, aveam o super serie de survival, am uitat să dau keep inventory true, mi-am pierdut tot, tot ce aveam în lavă, mi-am băgat picioarele și am plecat, am închis seria. Nu, n-am mai filmat. Adevărat. Da, vezi că fac urât? De-aia zic, ia stai. Game rule keep inventory true. Game rule keep... Stai, cum era? Game rule Vlad Plus? Nu. A, numele tău întâi. Vlad Plus, game rule keep... Da, nu știu cum să-ți dau și ție. Îți dai tu, nu-i problema.
Dar tu nici nu ești pe server. De ce nu mergeți, nu-ți găsești numele, nu face. Ia stai. OP Vlad Plus. Gata, ți-am dat OP. Dă și tu de la Keep Inventory. Bă, am găsit, am mai omorât niște oi, niște vaci, niște astea. Avem super multă... Ce? Să-mi scrii comanda cu un punct în față. Uite. That's the command. Bun, am mai găsit pe aici și niște cărbune. Eu încă nu mă întorc, mai mă plimb pe aici pentru că mi se pare super interesant. Bă, băieți, am făcut videoclipul cam lung, e de 20 de minute. Eu cred că putem să încheiem episodul ăsta aici. Sperăm tot sufletul că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu v-ați nu uitați să apăsați butonul de like. Treceți pe la Vlad în descriere și pentru episodul următor, practic. Eu am fost Alex, iar noi ne vorbim data viitoare. Salut! Pa, pa!